Maria Marinescu e în culmea fericirii, a devenit mamă pentru a doua oară. Vedeta a născut în mare secret în urmă cu câteva zile și a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Deși și-a dorit să nască natural, Maria a fost nevoită să apeleze la cezariană și, după cum a declarat, acum se află acasă cu cel mic și se reface după operație. Creatoarea de modă a mai adăugat că băiețelul este cel mai frumos copil și, deși a ales deja numele, nu a putut să-l divulge deoarece nu o lasă soțul ei, Alin. Bebelușul este primul copil al cuplului Maria Marinescu, Alin Petrache, și a venit pe lume la 2 ani de la nunta lor. Maria mai are un fiu în vârstă de 8 ani din mariajul cu Frank Collins.